Hai noroc că bine v-am regăsit la un nou episod de Samp. Suntem aici la Faro din Los Santos. Aveam un quiz de făcut și am făcut aici două poze. Mai facem încă două poze, fraților. Și bă, mulțumesc frumos pentru impactul pozitiv de la episodul trecut. 8500 de like-uri într-o zi și jumătate, dacă nu mă înșel. Și aplauze, frate. Bun, revenim astăzi cu un nou episod. O să discutăm la fel, bă, despre un subiect destul de interesant și vreau să-mi spuneți și voi părerea voastră și legată de acel subiect. Oricum, o să povestim imediat de acel lucru. Fraților, pentru început, hai să clarificăm câteva chestii. Mă întrebați pe YouTube, mă întrebați pe Sam, mă întrebați pe orice, pe forum, pe nebunii. Facebook-ul meu, Instagram-ul meu, de unde am modurile, nu știu ce. Fraților, la fiecare episod există o descriere, da? Și în descrierea respectivă am și Facebook-ul, am și Instagram-ul, am și, o să pun și moduri dacă sunt moduri de pus. Și dacă tot vă uitați acolo în descriere, pam, dați și voi acolo un follow pe Instagram, ar fi destul de șmecher. Fraților, vă aștept cu un follow, pentru că am hotărât să mai postez din când în când pe Instagram, deci o să postez cam des tot ce fac în real life. Vă dați seama că postez acolo cam toate nebunile pe care le fac în real life și le puteți vedea și voi. Dacă dați acolo un follow, ar fi ok. Legat de moduri, da? M-ați întrebat, bă, dăm și mie modurile. Frate, acestea sunt modurile lui Overhaul. Dacă scrieți pe YouTube moduri Overhaul finale, cred că așa se... Da, cred că astea sunt. Le găsiți foarte, foarte rapid. Deci, este ușor, nu? Este foarte, foarte ușor să le găsiți pentru că sunt peste tot aceste moduri. Și da, vă întrebați, băi, mie cu o coajă de PC îmi merg aceste moduri? Băi, nu. Pentru că arată extraordinar de bine, degeaba am făcut eu mod pe cu și chestii, pentru că acestea sunt speciale în felul lor, da? Bine, și modurile mele sunt speciale în felul lor și ăstea și fiecare. Dar dacă, nu știu, ai un PC slab, nu o să-ți meargă pentru că sunt cam prost optimizate. Și nu îți va merge aceste moduri. Bă, dar tu poți să încerci. Adică, na, nu știu. Nu știu cam ce PC trebuie pentru aceste moduri. Și scrie acolo pe Google sau pe YouTube sau pe orice moduri Overhaul finale și o să ți le dea. Degeaba nu are rost să ți le pun eu în descriere sau să pun eu descărcarea sau nebunie, pentru că nu are rost. Dacă sunt deja puse, nu văd rostul. Bun. Ce vreau să discut astăzi cu voi? Vreau să discutăm o chestie foarte, foarte interesantă și să-mi spuneți și voi părerea voastră, bineînțeles, legată de ce mai joc SAMP în 2017 sau, efectiv, voi de ce mai jucați SAMP în 2017. Pentru că vă dați seama, joc SAMP de foarte, foarte mult timp. Acum o să zică băieții, bă, Lolex, dar tu te-mi pula mea că tu ai 20 de ani, cum de mai joci SAMP? Da, frate, o să vă explic cam cum stă treaba și de ce mai joc eu SAMP. Pentru că, da, pe unii dintre voi chiar vă interesează și nu știu, chiar aveam în gând să mă las de SAM, să încep altceva, să, nu știu, să fac altceva, bine, pe partea de gaming mă refer și nu știu, frate, văd în fiecare zi comentarii de susținere, primesc mesaje de susținere, când văd, îți dai seama, când văd la un videoclip de SAM că face 500 și ceva de like-uri, mai puțin de o zi și jumătate, hai două zile, nu știu, nu ai putea să te lași de acest joc sau de această serie, pentru că, nu știu, frate, voi îmi dați un impuls să mai filmez episoade de SAM și îți dai seama că am și o satisfacție când văd că munca mea este apreciată de către voi și orice YouTuber din, nu știu, că îi Colo, că îi Max Infinit, Xlader, nu știu, de SAM, Tudor, Awake, oricare, da? Nu știu, Luțu, toți care filmăm SAM, frate, când vedem că avem un impact pozitiv asupra voastră la un episod de SAM și strângem, nu știu, o grămadă de like-uri sau comentarii, mesaje de susținere avem din partea voastră și toate cele, îți dai seama că n-ai cum să
renunți la chestia respectivă. Nu ai cum, pur și simplu. Și ăsta ar fi un motiv pentru care mai joc Samp, da? Deci ăsta ar fi motivul principal pentru care mai joc Samp. Poate unii dintre voi vă gândiți, bă, Lolex, tu joci Samp doar pentru că mai ai admin. Sincer să fiu, bă, eu m-am săturat de admin, m-am săturat să fiu admin, vă dați seama că de un an și ceva sunt admin pe OG Times și înainte de OG Times am mai fost pe mai multe servere, am avut funcții. Deci, cum naiba să vă explic, cam pe toate serverele pe care am jucat am avut o funcție, că a fost helper, că a fost leader, că a fost nu știu ce, am avut o funcție, da? Și îți dai seama că m-am ocupat de mai multe chestii, nu eram, no, la început, frate, până să ajung la o funcție, eram un simplu jucător, până m-am afirmat, până am făcut aia, eram un simplu jucător. Ia să-mi cam un quest să mă duc la Gherbici, fac o cursă de Gherbici, mi se pare, da? Da. Eram un simplu jucător și îți dai seama că, na, atunci e mai ok, nu ai obligații față de nimeni, nu răspunzi în fața nimănui. Acum, îți dai seama, ai o responsabilitate. Eu, ca admin 6, ca co-founder, am o responsabilitate față de voi, față de player, față de jucători. Și îți dai seama că e puțin diferit. Dar credeți-mă că în unele chestii, în unele situații, chiar m-am săturat de această funcție, chiar m-am săturat, dar pe de altă parte, nu știu. Este mult, mult mai ok pentru că, din nou, multă lume spune, bă, Lolex, faci o treabă, bă, unde dracu, aici trebuie să mă duc, faci o treabă excelentă cu adminul, faci o treabă excelentă cu tot și îți dai seama, nu-i poți lăsa chiar așa, pentru că, vă dați seama, eu pe toată lumea, nu știu, poate o să mai fac un episod, am mai făcut un episod special, să vă spun de ce joc în continuare cu Good Times, de ce, pentru că multă lume crede că joc am co-owner, nu, frate, nu joc pentru că am co, adică nu joc din cauza acestei funcții. Și, na, bun, hai să mergem să colectăm. Nu joc din cauza funcției pe OG Times, nu joc mai mult pentru că am crescut pe acest server de, practic, de la, nu știu, de la 50 de playeri și îți dai seama, am contribuit pe acest server și, na, nu te poți lăsa chiar așa. Bun. Deci asta este, cred că, al doilea lucru. Da. Și un treia lucru ar fi din cauza prietenilor, da? Pentru că îți dai seama, joci Sam, chiar dacă este un joc până la urmă, că este un joc, frate, este un joc. Și dar îți faci prieteni pe acest joc, adică legi prietenii destul de ok pe acest joc. Bine, unii dintre voi, adică, sau unii din, bă, care pula mea face, mă, domnul, pe mine? N-am wall să-l văd. Deci, unii dintre noi își fac prieteni pe Samp, adică, de exemplu, uite, eu am prieteni pe Samp, adică mi-am făcut prieteni pe Samp și m-am văzut și cu ei și în viața reală, da? Deci m-am întâlnit, am vorbit, am stat la bere, am nebunit. Cu mai multe persoane am făcut treaba asta. Pentru că, nu știu, frate, eu nu sunt antisocial să zic că, băi, nu știu ce, eu stau numai pe un calculator și gata, în viața reală, pielea pui. Nu, frate, eu mă văd cu oricine, mă beau cu el, n-am treabă, deci nu se pune problema de asta. Și un al treia lucru ar fi, frate, vă întrebați, v-am spus, bă, Lolex, ai 20 de ani, în planetă jos am. Bă, ce să fac? Pentru că, deocamdată nu am un job, da, adică nu lucrez nicăieri. O să mă scriu cât de curând la facultate, îți dai seama, și atunci o să-mi iau un job. Dar treaba stă în felul următor. Bă, frate, eu pe timpul zilei chiar nu am ce să fac. Eu când ies afară cu prietenii și cu amicii mei, noi ieșim cam de la 8 în sus, adică de la 8 seara. Deci nu o să mă vezi pe mine afară sau undeva ziua, că pula mea, ori e cald, ori... Nu știu, chiar da, dacă am treabă în oraș sau am ceva de rezolvat în oraș sau ceva de genul, da. Dar așa, nu știu, de exemplu vara, pe căldura aia să stai, adică să stai de la, nu știu, la amiaz afară, îți dai seama că te topești, chiar nu ai ce să faci. Și de la 10 seara atunci este foarte, foarte ok să ieși afară și atunci mă duc în oraș, mă duc la o bere, mă duc să mănânc ceva, mă duc
dai seama, nu știu, ajungem prin alte orașe, băi, na, nu stăm, de exemplu, nu stau, bă, că vă, poate voi vă gândiți, bă, gata, Lole, cum ați venit, termenul ăsta de a ieși afară, poate gândești, a, Lole, ieși afară, la, stai pe bancă în fața blocului și aia, nu, frate, eu când ies afară și în pula mea, că noi nu stăm, nu știu, prin apropiere sau ceva de genul. Da, sunt zile când mergem la o terasă, bem o bere și, aia, venim acasă, nu-i problemă. Dar, în general, nu știu, facem diverse lucruri. Cam asta se întâmplă cam în, cam în fiecare zi. Am înțeles, stai așa. 7, 7, ban, 7, 7, 1, cheats, speed, a, troll hack, troll hack. Ok. Deci cam asta se treaba și pe timpul zilei îți dai seama că mă stau și mă joc sam, pentru că nu am altceva de făcut. Dai, mă joc și alte jocuri, mă joc și un LOL, mă joc și un CSGO, mai intru pe nu știu ce. Bă, și tu ai mă... A, nu cred. Sau s-ar putea. A, și... Îți dai seama, frate. Îți dai seama că nu te poți lăsa chiar așa de sam. Dar motivul principal este YouTube-ul și voi. Pentru că, bă, voi dați cel mai mare impuls să filmez pe sam, să mai stau pe sam, să... Nu știu, frate, să fac live-uri pe sam, îți dai seama. Și nu știu, chiar apreciez oamenii ăștia care mă susțin și care îmi dau like-uri la fiecare episod. Apropo, bă, fraților, dacă nu ați apăsat butonul ăla, adică butonul, nu butonul, că butonul de like l-ați apăsat și de subscribe, sunt sigur. Clopoțelul, frate, dacă apăsați pe clopoțel și sunt persoane aici care nu au făcut încă și mă susțin. Deci știu că sunt persoane care mă susțin... ca lumea. Deci știu, primesc mesaje de la ei și toate cele și se știu persoanele aia. Deci dacă sunt persoane de genul care mă susțin și toate astea, vă rog să îmi apăsați acolo clopoțelul ăla, frate, și o să fiți la curent cam tot timpul cu ce postez și toate cele. V-am spus, nu uitați să-mi dați și un follow pe să-mi dați și un follow pe Instagram, pentru că o să postez din ce în ce mai des în această perioadă. Te salută bere la plic, am înțeles, ok? și cam așa se treaba, mă, băieți. Bun, hai să mergem, bă. Stai că m-am potmolit aici. M-am împotmolit aici. Stai, mă, unde trebuie să mă duc? Trebuie să mă duc în LV. Da, stai, mă, că a zis cineva ceva interesant pe A, sau... Da, nu. Bun, deci cam asta se treaba, mă, băieți. Și acum vine întrebarea asta, sau, nu știu, să vă întreb pe voi, frate. Voi de ce m-a jucat Samp și motivele, nu știu, pentru care vă atrage acest joc? Până la urmă și pentru mine mă atrage acest joc, pentru că este jocul copilăriei, aș putea spune. Dar, bine, mă joc și până în prezent. Deci, pe voi, tu, dacă te uiți acum la acest episod și ai ajuns până în acest minut... și dacă vrei, bineînțeles, că nimeni nu te obligă, să-mi spui și mie de ce joci Samp, de ce mai intri pe Samp, de ce. Asta efectiv dacă joci de, nu știu, minim 2 ani sau un an, sau să zici, că dacă joci de câteva luni Samp, nu are rost să... Na, n-are rost să vorbim. Dacă joci de, na, să zic, un an, 2, 3, 4, 5, tu de ce mai joci Samp? Pentru că, îți dai seama, acum toată lumea evoluează și, pana mea, se cumpără calculatoare din ce... Bă, coaie. Se cumpără calculatoare de zeci de milioane și zice-mă că nu stai pe Samp să te joci Samp în pula mea. Da. Cam așa se treaba, mă, băieți. Și, na. Să-mi spune și voi. Hai să ducem până la un load trash. Las Ventura, Cilia de Extra Point, Las Ventura. Hai să mergem la Las Ventura. Bun. Deci, îmi spune și mie de ce mai jucați Samp și o să fie totul ok. Bine, după ce ați apăsat butonul de like, bineînțeles. Că asta o faceți de la fiecare episod, mă, băieți. Și, bă, nu știu, chiar sunt mulțumit că la episodul trecut am făcut atâtea like-uri și atâtea păreri și atâtea chestii. Chiar este ok.
Și ar fi ok să facem și la acest episod un număr relativ mare de like-uri, pentru că, la fel, îmi dați un impuls destul de mare și o să filmez cât destul de des samp și o să fie ok. Bă, încă o chestie, mersi frumos celor care mi-ați dat comentarii și toate chestiile, pentru că, uite, de exemplu, dacă mă duc în partea dreaptă și dau cu mouse așa, nu mai iese pe al doilea monitor, da? Deci se vede ok și nu mai iese, efectiv, nu mai iese pe al doilea monitor și este destul de nice, pentru că înainte dădeam așa de mouse și mi-eșa în al doilea monitor când veneam la loc, mi apărea mouse-ul ăla și era destul de stresant să toată treaba asta, pentru că nu era ok în pula mea și dacă apăsam click pe ăsta îmi ieșea în bară. Și na, nu era ok. Bun, băieți. Bă, da, uite ce. Ce dracu cu aia? Eu înțeleg, ce dracu te ții boata după mine, pula mea. Da, în fine. Fraților, eu am fost Lolex, acum aducem tura asta de garbage. Sper că v-a plăcut acest episod, sper că v-a plăcut și episoadele trecute, sper că o să fie totul ok. Am făcut... Ai primit 30 pentru că ai descărcat bunul în Las Venturas și este ok. Bine, mă, băieți, cam atât o să fie și cu acest episod. Sper că v-a plăcut încă o dată, frate, și dacă mai aveți sugestii ce episoade să mai filmez, adică ce subiecte să mai abordez și toate cele, să-mi spuneți în secțiunea de comentarii și eu v-am spus, o să citesc absolut toate comentariile, dacă îmi place ce văd sau, nu știu, văd mesaje ca lumea, o să vă dau și o inimioară. Irinel, hai să dăm și Irinel, nu am prea băgat multă lume în clan, nu m-am ocupat de clan, am fost ocupat în această perioadă de cu alte treburi și nu m-am ocupat de clan. Bine, băieți, eu am fost Olex, iar până data viitoare, numai bine, sănătate să aveți!